acest sfârșit de iarnă și început de primăvară, astăzi suntem 31 și mâine este ziua florilor. La aniversarea permiselor Moto ediția 5-a. Ocazie cu care ne-am simțit bine, ne bucurăm de faptul că a mai trecut încă un an. Suntem toți noi de ne-am înțeles în formația completă. Și în acest moment aș vrea ca să facem o mică tombolă pentru cei care au participat la acest eveniment. Tombola constă din trei acte. Într-un radio stereo, o telecomandă universală, o cană electrică de încălzit și rest niște fiole de acid sulfuric. Marihuana. Un miros. Nu o să pot să fac bine, există riscul. Și atunci punem aceste într-o urmă, să zicem, începem cu ziua, că are cineva o căciulă? Da, 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 care se pot vedea anii de motociclism. Pentru motociclism. Și aceste... implicit că suntem bătrâni. La carte. Așa, ca să vedeți noi. Dacă nu face nimic, dacă mă uit afară. Cum aș face eu? Eu aș merge cu ele. O lăsăm liber. Nu o să schimb. Și spune, trage și dumneavoastră. Nu, no. trage. Auzi? Și nu, îi dai și trageți un bilet. Păi dacă le fac așa. Nu, nu, trageți un bilet. Amestecare acolo și... Uită-te la Marian. Zi, o lume trage un bilet. Ba da, zi, lume trage bilet. Hai, Marian. Acum 40 de ani mergeam cu mine cu motocicleta, acum m-am dus pe zi. Acum la... Ce-am bățit cu Sofie, ce m-au... Deci, vreau să am văzut acela. Așa, trageți. După 40 de ani, mai pasă, mă? Da. Viorel, dacă mă filmezi, îl dau pe la câștigător. Te rog foarte mult. Da, Ioane, unu să iei, să-i nu citesc. Dar nu citesc. Am avut că... Loga! A câștigat unul Loga. Ne-a căzut Loga. Adică doar ne-au dat la... Moto serios. Este copii, este copii. Ia, 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 era Iavo. Da, Iavo. Kazahstan, uite, Kazahstan. Trei moto de terai. Vrem să facem o excursie deosebită. Și cu Nicu avem programat o excursie Iran, Turcia și Kirghistan în viitor. Numai cu tenere. Rețineți ce vă spun. Cu Nicu împreună și cu Radu. Ai dragi și tu să nu zici că te-am omis. Să faci o excursie în țărău. Păi, sunt două. Extraordinar. Adică noi la 65 și 60. Mergem la 60 și ceva de ani să le arătăm iranienilor Kirghistan ca să sunt extraordinare. Una Iran, una Kirghistan. E diferit. În limba rusă să mă bag eu. Da. Ca Farajo. În locul Radu, eu merg cu tenere. Eu merg cu ăsta Nicu cu tenere și Radu merge cu Africa. Să faci o excursie extraordinară. Ce perioadă? Când? Eu nu am ce să mai zic. Vara asta sau... Nu, vara
Spre cedul greu să urmă. Eu am trenere și era la picioare. Faci o excursie de o lună de zile în Sveta. Și a spălat cu obiectul. Arăți-te de mine. Păi să nu, dar eu... Păi tine nimeni să luați, că te... Le vreau peste aia pe acolo. Dar stai că te răpesc, ar fi cum ar fi, că da. O să vină să te cumpere și îmi dau bani. O să fie o mare problemă. O fie o mare problemă, că să fiu foarte atent, bani. Păi, da, te iubesc așa de mult că ții la preț. Mai am observații de videoclipul, avem deja imagini Mongolia unde au fost. Uite, părăt, nu mai stai. Ăsta e cel mai frumos cu nimeni, mamă. Nu te vând ieftin, te dau scump. Ce să faci? Deci, vreau să facem unic o excursie a vieții noastre. Să vizităm Iranul de la un cap la altul. Radu are niște prieteni acolo și ne duce și pe noi să vizităm, să ne simțim că sunt la nivelul și postul. Dar nu mai putem vedea. Nu mai vedem. Câștigătorii acestor extrageri binecuvântate. Numărul 1. Radio Stereo. Să-l vedem. Lasă casa, lasă formă de mie!
Nu mai dau informații. Numărul 5. Ai văzut tu ce ai rău, îmi dă cu colorie. Da. Ce crezi cu asta? Asta e camera de echipă. Ionge, prinză și faci. Cătălin Ramirez,
ce ai făcut? Bravo! Nu, parfum! Nu, arată cafetier! Nu, e cam electrică aia! Vezi, el n-a făcut nimic, n-a, n-a... Numărul 16! Bă, a făcut mâna atât în vezi, acasă! Vine eu de restul! Ai cam pădit? Dar vezi că sunt diferite, că nu le folosești în același... Ba, ba, în același timp, da. O face cu tătare, Riche! E pe mână, e cu care să o pune? Ești 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 cu care să o pune? Dar de ce nu e pe aia diferită? Păi nu, că prima era... Hai, nu, că ai să-ți arată o gire. L-ai încurcat, care am? Una. Asta, păi, de două lucruri. 12. Aici, aia. Una. 20. 20. O jumătate așa, să le-a dat una, hai. Mai ce, o dai prină, mă? O dai mai toată? Da, da, da. Da, mai doi. Deci tu ai primat, ai primit o jumătate. Mai e ce, 21. Aici. Doar amică, îi dau trei, ca să vezi cum e de masă. Cine? Aaaa, uita, eu mă așteptam. 22. Despre el, deci are carnet de nu știu din anul putare, câteva gânduri frumoase pentru motociclist, evenimente, plătutele, plătute, de curs de un minut, așa 2000 de maxim, dar fiind târziu și totul a rămas. Bravo! Mulțumim, Gazi! Motosara de la Sărbite, care e bravo! 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 Evenimentele acestui an, așa cum știm, vor mai fi. Cred că vorbesc în numele tuturor, evenimentele veri. Le așteptăm cu drag, da? Sunt iubitori de auto aici, mă zici. Uite-mă, uite-mă! Profită momentul să vă invici la întâlnirea mea de frată. Păi filmez, dar mă uit cu ochii, nu cu mâna. Mâna... 22-30 iunie, 1 iulie, la Costești. Da, da, va fi un moment frumos. Revenim la gata noastră, îi mulțumim pentru această seară minunată. Aurei! Să ne vedem până atunci anul. Fericire! Cum făcut eu că mi-a rămas 5? Dacă dădeam mai multe și n-a rămas până și mă la una cum o să-i dau ceva, ce dădeam? La numărul 2, 3, 6. Eu dădeam pe Viorel! Se dă pe Viorel? Avea și o casă! El reprezintă că el este, cum să spun, pe linia aceea de satire și umor. Deci are niște calități pe care, da, trebuie... Îi recomand mai multă satire. Dar e mai și un pic de lucrat. Eu aș recomanda mai mult umor. Omor, adică? Da. Vrea să dea omor. Adică mai mult omor... Da, da, de la... De
Vă mâncă în fund. Lasă cerul de la domnul. Da. Să vedeți de astea, deci nu puteți să vedeți.